Pentru început, vom alege meniul de rezistență electrică, test armă. Suntem avertizați că pentru acest test vom folosi un fir de corp care trebuie testat înainte pentru a fi funcțional, din punct de vedere electric. Am luat la cunoștință. Putem alege un meniu de perioade diferite, de la 5 la 20 de secunde. Vom alege 20 de secunde, pentru că testul va dura mai mult. Ne vom pune la curent cu pașii de derularea testului, apăsând iconița de informații. Citim informațiile. Meniul este scrulabil. La cunoștință. Apăsăm OK. Conform animației, trebuie să introducem firul de corp în dispozitiv. Fa mare. Nu fa mică va veni în floretă. Și vom da drumul la test. Apare un mesaj de eroare care ne științează că floreta are circuitul întrerupt. Cele mai uzuale zone în care pot apărea probleme de această natură sunt în zona prizei, unde firul poate fi întrerupt, cum este acesta, sau mai poate fi din cauza proastei prinderi a piuliței sau, după cum vedeți, se mișcă, va strânge mânerul, sau întreruperea firului pe lamă, care poate fi în mai multe zone. Uitați cum e aici. Firul poate fi rupt după ce a ieșit de pe lamă. În zona pastilei vârfului, sub pastilă, sau se mai întâmplă să fie blocat butonul în cămașă. Prin lovirea cămășii, butonul rămâne blocat jos și floreta este întreruptă. Repetăm testul. Start test. Facem manevrele din animație. Okay. După cum se vede, floreta are probleme. Okay. O rezistență foarte mare poate apărea în momentul când firul nu este bine dezizolat aici, trebuie curățat foarte bine. Floreta se mișcă, cum am spus. Vârful se mișcă în lăcaș. Nu sunt strânse șuruburile. După cum vedeți, sinusoida, linia care se formează în grafic este în partea de sus, coborând spre partea de jos. Normal ar fi ca în momentul când se dă drumul la test, dacă floreta este bună din punct de vedere electric, să se formeze o linie dreaptă în partea de jos a graficului. Am strâns puțin mânerul, am avut probleme, și repetăm testul. După cum vedeți, ea apare în zona de jos. Apăsăm pe buton, deschidem circuitul. Este normal să se ridice linia în partea de sus. Întrerupem circuitul prin apăsarea butonului. Dar linia este formată în partea de jos. Este normal și floreta funcționează aproape bine. Valoarea rezistenței care se formează trebuie să fie undeva în zona 0,4-0,5 ohm. Când butonul nu este apăsat. Aceasta este funcționarea corectă a floretei, ceea ce este OK.
Repetăm testul. Started. După cum vedem, se formează o linie în partea de jos. Se închide circuitul prin apăsarea butonului. E corect. Facem manevrele din animație. Batem. Îndoim. S-a finalizat testul. După finalizarea testului, în partea de sus a ecranului aplicației va apărea o casetă cu un text explicativ vis-a-vis de valorile care pot apărea în grafic și semnificația acestora. Sunt niște grupe de valori care arată dacă floreta funcționează sau nu bine. Citiți textul. Puteți vedea animația care vă trimite la zonele potențiale de defect unde se poate interveni, în speță la priza electrică pentru curățarea firului, dacă rezistența pe grafic va fi în partea de sus, adică va oscila undeva în zona 1-2 ohmi. De obicei este din cauza firului care nu a fost bine dezizolat când a fost prins la bornă, sau același lucru și la vârf, dacă nu sunt bine strânse șuruburile sau pastila nu e bine curățată în interior. Trebuie intervenit. Pentru a vizualiza mai clar graficul, se apasă pe un buton de landscape în dreapta sus a graficului, se mută în mod landscape, se poate vedea mai clar pe grafic cum a evoluat rezistența electrică a floretei.